dacă ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este vincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Să ne mărturisim păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Atotmilostivule Dumnezeu, mărturisim înaintea Ta că suntem prin natura noastră păcătoși și murdari. Am păcătuit împotriva Ta cu gândul, cu cuvântul și cu fapta, cu ceea ce am făcut, dar și cu ceea ce am lăsat nefăcut. Nu Te-am iubit pe Tine cu toată inima noastră și nici nu Te-am iubit ca coapele, ca pe noi înșine. Pe drept merităm pedeapsa Ta, atât în prezent, cât și pentru eternitate. Pe dragul Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, ai milă, Dumnezeule, de noi, iartă-ne, reuniește-ne și călăuzește-ne, astfel încât să ne găsim în cerea în voia Ta și să umblăm în calea Ta pentru gloria Mării Tău. Amin. Atotputernicul Dumnezeu, în mila Sa, a dat pe Fiul Său să moară pentru voi și de dragul Lui Dumnezeu vă iată toate păcatele voastre. Tuturor acelora care cred în Iisus Hristos, El le-a dăruit Duhul Sfânt și le-a dat puterea să fie fii ai Lui Dumnezeu. În urma mărturisii voastre și a pocăinței, eu ca slujitor nevrednic, dar gânduit prin autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos, vă iert toate păcatele voastre în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Cât de plăcute sunt locuințele Tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu tânjește și se topește de dor după curțile Domnului. Inima și trupul meu strigă de bucurie către Domnul cel viu. Dumnezeule, uită-te la scutul nostru, privește la fața ursului tău, căci mai bine o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte. Am ales să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Căci Domnul Dumnezeu este soare și scut, El arată bunăvoință și oferă glorie. Slavă Tatălui și ascultă-ne, Dumnezeule, pentru numele Fiului Tău cel scump, Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Ai milă, Doamne! Pentru această sfântă
Sfântă Biserică, pentru toți aceia care se închină în ea și pentru întreaga noastră misiune, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru Biserica Luterană, Sinodul în Missouri, pentru toți păstorii, slujitorii, misionarii, învățătorii, cantorii și închinătorii din Biserice Luterane Confesionale din întreaga lume, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru toți aceia care depun eforturi să mențină pacea, justiția, sănătatea și protecția oamenilor din toate locurile, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru vreme favorabilă, pentru recolte îmbelșugate, pentru toți aceia care lucrează pământul, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru aceia care nu reușesc să-și procure cele necesare traiului de zi cu zi, pentru cei bolnavi, pentru cei orfani, pentru cei nedreptățiți, pentru cei singuri, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru conducătorii țărilor noastre și a întregii lumi, pentru ca ei să ne conducă după voia lui Dumnezeu, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, salvarea noastră din slăbiciune cu care ne confruntăm, să ne rugăm lui Dumnezeu. Ai milă, Doamne! Pentru toți credincioșii dinaintea noastră și toți aceia dragi nouă care sunt acum cu Domnul Iisus Hristos în Împărăția lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să ne credințăm unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Ține, Doamne! Ajută-ne, mântuiește și dă-ne pacea Ta, Dumnezeul nostru cel milostiv. Doamne, ai milă de noi, Hristoase, Oh,
Doamne Dumnezeul nostru, Tu ești Cel care prin Fiul Tău ne-ai curățat de lepra păcatului și ne-ai adus înapoi în împărăția Tatălui nostru Ceresc. Dă-ne putere ca noi să credem promisiunea Evangheliei Tale și prin această credință împreună cu toți Sfinții din toate timpurile și în toate locurile să ajungem în odihna veșnică în împărăția Ta. Prin Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, care împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt domnește, un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și purea și în vecii vecilor. Prima citire din această duminică este din Cartea Proverbelor, de la capitolul numărul 4. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu te voi învăța calea înțelepciunii și te voi îndruma pe cărările dreptății. Când vei merge, pașii nu-ți vor fi stânjeniți, iar când vei alerga, nu te vei împiedica. Ține-te de îndrumare, nu-i da drumul, păzește-o că cea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor ticăloși, nu merge pe calea celor răi. Evit-o, nu trece pe ea, întoarce-te de pe ea și treci mai departe, căci ei nu dorm dacă n-au făcut rău, le pierde somnul dacă nu fac pe cineva să cadă. Ei mănâncă pâinea răutății și beau vinul violenței. Dar cărarea celor drepți este ca lumina zorilor, a cărei strălucire crește până ajunge la lumina zilei. Calea celor răi este ca întunericul, ei nu știu din ce cauză se vor împiedica. Fiule, fii atent la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la spusele mele, să nu se îndepărteze de ochii tăi, păstrează-le în adâncul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și vindecare pentru tot trupul lor. Păzește-ți inima cu toată atenția, că din ea ies izvoarele vieții. Îndepărtează înșelăciunea din gura ta și înlătură viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească înainte și ploapele tale să țintească drept înaintea ta. Netezește calea, cărarea picioarelor tale și toate căile tale să fie sigure. Nu te abate nici la dreapta și nici la stânga, îndepărtează-ți piciorul de la rău. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumesc, Doamne! Ne rugăm împreună psalmul 119, de la 9 la 16. Este pagina 190. Cum va putea un tânăr să rămână curat pe cale, numai păzind cuvintele tale? Te caut din toată inima mea, nu lăsa să mă abadă la poruncile tale. Păstrează-mi inima cuvintele tale, ca să nu păcătuiesc în ordinea ta. Binecuvântat-i e, Doamne, în masă o întâlnire tale. Vestesc cu buzele mele toate judecățile gurii tale, mă bucur pe calea mântuirilor tale, mai mult decât orice bogăție. Meditez la poruncile tale și am sub ochi căile tale. Hotărârile tale sunt desfătarea mea și nu voi uita cuvântul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt, acum și purea și în vecii vecilor. Amin.
doua citire este din Epistola Sfântului Apostol Paul către Galateni, de la capitolul numărul 5. Vă spun deci, umblați prin Duhul și astfel nu veți împlini nici de cum pofta firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii pământești, fiindcă acestea se împotrivesc una alteia, pentru că voi nu puteți face ceea ce vreți. Însă, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Faptele firii pământești sunt evidente și acestea sunt preacurvia, necurăția, depravare, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, dezbinările, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri precum acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce practică astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, stăpânirea de sine. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească cu patimile și poftele ei. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Poartă-te cu robul tău după bunătatea ta și învață poruncile tale. Eu sunt robul tău, dă-mi pricepe ca să cunosc învățăturile tale. Aleluia! Stăpâne Iisuse, ai milă de noi? Când i-a văzut, Iisus le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și în timp ce se duceau, au fost curățiți. Unul dintre ei, când a văzut că a fost vindecat, s-a întors glorificându-L pe Dumnezeu cu glas tare. El s-a aruncat cu fața la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus, răspunzând, a zis, oare n-au fost 10 curățiți? Unde sunt ceilalți 9? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să glorifice pe Dumnezeu. Apoi a zis, ridică-te și du-te, credința ta te-a vindecat. Aceasta este Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Slavă Iisus Hristos! Să găsim împreună crezul bisericii noastre, crezul de la Nicea. Cred în Duhul Dumnezeu, Tatăl la tot puternicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți greșii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi o
oamenii și pentru a noastră mântuire, s-a coborât din cer, s-a îngropat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a răvinit și s-a îngropat. A înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer și a de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui părăție nu va avea sfârșit. Și în Duhul Sfânt, Domnul și de viață, care de la Tatăl și de la Fiul încede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamăduit, care a grăit prin proroci și într-una sfântă, atotcuprinzătoare și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Cântăm împreună imnul numărul 50. Și de Domnul și Mântuirul nostru Iisus Hristos.
Amin. Iisus este pur și sfânt. Cu toate acestea, în Evanghelia citia de noi. El vine în sfânsenia să le leproșii lucrați cu carnea lor coruptă, știind că aceștia îi vor mânși. Dar acesta a fost și este planul din odeună. Hristos, cel sfânt, vine de fapt să fie mânjit. Lepra este o infecție bacteriană. Leproșii își pierd capacitatea de a simți durerea, astfel că sunt răniți în mod constant, fără să știe, și apoi se plimbă cu răni infectate, în care suprează și bucăți de carne moartă, care când îi nu sunt curați. Dar acestea sunt cei cu care interacționează Iisus în natura noastră. În conformitate cu legea levitică, leproșii trebuie să trăiască separat de restul soitație. Așadar, acest oameni stau în afară satului. Pentru leproși nu are vorba doar de puritate spirituală, ci și de problemă reală de sănătate. Chiar și astăzi nu știm cum se răpăsândește lepra. Așadar, tot ceea ce atinge un lepros poate fi purtată al bolii. Orice persoane cu care vorbește poate fi infectată, iar rănile și plagiile lor infectate reprezintă un pericol biologic. Ce mai mulți dintre noi nu au întâlnit niciodată un lepros. Așa că pentru noi îi apar doar ca persoanaje din Biblie. Uităm că acest oameni nu au ales să fie lucrați. Un colector de taxe era lucrat, pentru că a ales să se îmbogățească șata jandu și vecini. Acești leprosi erau oameni, la fel ca tine să cămine și cămine, doar că suferind de lepra. Cu toți ne-am născut cu păcatul original și venit în această lume deja lucrați din punct de vedere spiritual. Dar spre deosebire de sărmanii leproși, noi ne înrăutățim situația. Suntem cu toții oameni, nu curați, ci de murdărim, și mai mult cu toate lucrurile lucrate pe care le facem. Uneori păcatul pare o idee abstractă. Însă noi acum vorbim despre ceva ce poate să ne face necurat. Care sunt lucrurile pe care le ați făcut și care va fac sau va simțiți murdar lucrurile pe care atunci când si la amintești îți acoperi imediat ochii de rușine. Acele lucruri care te fac să te simți
atât de murdar și rușinat pentru că prin acele fapte te-ai pungurit să înșel pe cineva pentru a economisi niște bani. Asta te face să te simți murdar pentru că ești un hoț. Vârfă despre cineva. Asta te face să te simți murdar pentru că ți-ai umplat gura cu cuvânt de necurat. Și flirtezi cu cineva care nu ești soțul tău să poftești o femeie care nu este soția ta, să visezi la fostul tău soț un timp ce îi privești profilul de Facebook sau Twitter. Acestea te fac să te simți murdar pentru ce te-ai hungrit cu pofta. Și există și fapte care au fost făcute asupra ta și care te fac să te simți murdar. Și acelea sunt păcate, chiar dacă nu sunt ale tale. Nu doar ceea ce facem noi ne face să ne simțim murdar. Trăim într-o lume dacuță, înconjurați de oameni necurați care nu doresc tot ceea ce ating. Iar uneori pe noi ne ating. Uitați-vă la leproși. Ei nu au ales comandinare. Profanare este un cuvânt puternic. Dar atunci când sfințenia noastră este încălcată, am fost profanați. Nu spun asta ca o judecată, ci ca o afirmare a faptului că păcatele care vi se fac sunt de fel de reale și dureroase și urate. Dacă nu chiar mai urate decât la păcatele pe care le comiteți voi înșiva. Încercăm să identificăm și să evităm lucrurile necurate. Sunt unele lucruri și unele persoane pe care pur și simplu nu vrei să le atingi. Sunt unele subiecte despre care nu vrei să vorbești. Și există regrete, fără de legi și troame de care nu mai vrei să-ți amintești nici pe o una, nici neodată. Când putem, la evitam că pe cuiu. Dar nu și pe Hristos. Nu. Tu ești o persoană pe care Iisus ar trebui să vrei să o evite. Dar, la fel ca leproșii, El vine la tine așa cum ești, în mizeria și păcatul viații tale. Îi auzim pe leproși strângând acest lucru în versetul 13. Iisuse, stăpâne, ai milă de noi. Și Domnul merge la ei și nu este prima dată când el merge la un leproș, nu. În Luca capitol 5, Iisus urcă și atinge un leproș pentru a-l vindece. Iisus știe ce face. Știe. El este autorul creației și al legii. El înțeleg mai bine decât
noi nu curăție acestor oameni. El alege să se hungăriescă de dragul acestor oameni și al suferăției lor. Nu este un accident, nu. Și El face același lucruri pentru tine și pentru mine. El intră în viața ta, în murdare și rușinea ta. El știe ce am făcut noi. Știe ce ni s-a făcut nouă. Dar tot vine. Aceste păcate pe care le purtam ne pot face să ne simțim că niște gunoaie fără valoare. Totuși, Dumnezeu Sfânt, care te-a creat în cere, te iubește. Atât de mult, de fapt, te iubești, încât nu-i pase cât de murdar și necurat ești. Sau ce va însemna asta pentru El? El te îmbrățișează în te curăță. Dar Iisus nu a venit să schimbe legea, ci să o împlinească. Rămâne e faptul că interacțiune cu lucrurile lucrate murdărește. Când El vine la noi, El vine să fie murdărit. Necurăția noastră devine a Lui. Dar El nu doar o împărtășește cu noi, ci o absorbe în sine. Când Iisus se întâlnește cu leproșii, aceștia curățați o auzim în natura noastră. La versetul 14, El a zis: mergeți, arătați-vă preoților. Și pe măsură ce mi-a regal, au fost curățiți. Îi sunt curățiți. Dar Iisus rămâne necurat. Iar noi nu auzim niciodată de Iisus care să se curețe deși. El se atinge de leproși, bolnavi și morți și are de a face cu prostituate, neamure și păcătoși. Domnul nostru este ca un burete de vin care asoarbe până și ultima picătoare de murdare, dar nu merge niciodată să se cureți El însuși. Dar tocmai asta este ideea. El a venit să ne curățească. Iisus nu a venit să spună: nu vă faceți griji sau treceți peste asta. El a venit să face ceva în legătură cu păcatul nostru. Avem un Dumnezeu care întâmpină realitatea păcatelor cu realitatea morții sale. Acesta este motiv pentru care în versetul 11 auzim că El călătorește spre Ierusalim, spre crucea ta, ca să moară și ca un burete, să fie stors și să toarne toate murdarea noastră în mormânt și să o lase acolo.
moarte și îngropată. El a murit pe cruci, pătrund păcatele și rușinea noastră și a fost îngropat. Apoi, a trei zile, s-a ridicat sfânt și curat din nou. Rușinea, vină, murdare, păcatelor tale și păcatele comise împotriva ta au fost luat de Iisus și au fost răstignite în carnea sa și au fost îngropate împreună cu el. Dar în duminică, Paștelui Iisus a înviat, glorificat și curățat, iar păcatele și murdarea ta au rămas moarte în mormânt. Orice rușine pe care vă agățați sau orice rușine din trecutul vostru pe care încercați să o evitați, frați și surori în Hristos, ați fost curățați de ea. Hristos a luat-o deja de la voi împreună cu toate rușinile lui, iar aceea murdare a murit pe cruci. Pe cruce. Amin. Cetățenii împărăției tale. Doamne, te rugăm să dai putere bisericii tale ca ea să ducă această veste a Evangheliei în întreagă această lume a leprii, pentru ca toți cei chemați de tine să meargă în împărăția ta vindecați de păcatele lor. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca tu să binecuvântezi biserica pe care ai lăsat-o în lumea aceasta să predice Evanghelia ta, să-l binecuvântez pe părintele nostru Matthew Harrison, pe părintele Corey Reiger, pe părintele David Preuss și pe familie lor, ca ei să conducă biserica ta spre a-și împlini mandatul la care tu ai chemat-o. Doamne, în mila ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să-i binecuvântez pe toți aceia pe care i-ai pus să vestească Evanghelia ta și să lucreze la Evanghelia ta în misiunea lor. Te rugăm pentru cei care ai așezat să administreze misiunea aceasta pentru Herman Strozic și familia lui, pentru Michael Morice și familia lui. Te rugăm de asemenea pentru păstorii pe care tu i-ai așezat în această regiune, pentru păstorul Andrew Feder și familia lui, pentru păstorul Jordan Andreessen și familia lui, pentru păstorul Traian Niculescu și familia lui, pentru păstorul Tyler McMiller și familia lui, pentru păstorul Vaceslav Kuzmenko și familia lui,
pentru păstorul Artur Bojinov și pentru familia lui. Te rog, Doamne, de asemenea, pentru toți acei copii pe care Tu i-ai așezat în biserica Ta și în mod special te rugăm astăzi ca Tu să-L binecuvântezi pe Adrian lui și familia lui, să faci ca inimile lor să se deschidă înaintea Ta și să rămână credincioși Ție și să rămână la picioarele crucii Tale. Doamne, în mila Ta, te rugăm, Doamne Dumnezeule, ca Tu să-i binecuvântezi pe toți copiii bisericii Tale din Republica Moldova, din România, din Bulgaria, din Grecia, din Italia, din Israel, din Turcia, din Georgia, din Ucraina, din Rusia. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să Te atingi de cei care au nevoie de vindecare, să le dai hrana cea de toate zilele celor care au nevoie de ea. Te rugăm, Doamne, în special pentru mama lui Andrew, ca Tu să continui vindecarea ei. Te rugăm pentru Alina, ca să vindeci sufletul ei, pentru Bicul și pentru Bica, pentru Florica, Te rugăm, Doamne Dumnezeule. Te rugăm pentru Nancy, ca Tu să faci să fie totul bine cu ea. Te rugăm pentru Valeriu, ca Tu să-L țin harul și puterea Ta. De asemenea, Te rugăm pentru Linda, ca Tu să continui vindecarea ei. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, pentru Ecaterina, ca harul și pacea Ta și odihna Ta să se covoare peste ea și să alungi din inima ei orice frică și orice problemă pe care o are. Te rugăm de asemenea și pentru Lea, ca Tu, Dumnezeule, să faci să fie totul bine cu sănătatea ei și familia ei să simtă bunătatea și bunătatea. De asemenea, Te rugăm, Doamne Dumnezeule, pentru toți aceia care dintre copiii bisericii Tale care suferă în trupul lor, în sufletul lor, în mintea lor, ca harul și pacea Ta să se reverse peste fiecare. Doamne, în mila Ta, ascultă rugăciunea noastră. Te rugăm, Dumnezeule, pentru țara aceasta în care Tu ne-ai așezat să trăim. Te rugăm pentru cei care o conduc, pentru cei care o administrează. Te rugăm de asemenea pentru orașul în care Tu ne-ai așezat să trăim. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care administrează acest oraș. Te rugăm să binecuvântezi pe cei care asigură securitatea și protecția orașului acestuia, sănătatea, pentru toți cei care sunt implicați în învățământ. Te rugăm de asemenea, Doamne Dumnezeule, pentru vecinii comunității noastre, ca Tu să-i binecuvântezi pe fiecare în parte și fă, Doamne, ca noi să fim o binecuvântare la rândul nostru pentru viața lor, ca ei să cunoască Evanghelia Ta, să Te laude și să vină cu noi în împărăția Ta. Doamne, în mila Ta, ascultă-ne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru toți aceia dragi nouă care sunt astăzi cu Tine în împărăția Ta, la masa Ta. Te rugăm, atinge-Te de noi și fă să urmăm exemplul lor de credință, iar atunci când timpul nostru va sosi, să stăm și noi împreună cu ei la masa Ta în împărăția Ta fără sfârșit. Te rugăm prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău și Mântuitorul nostru, care împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt domnește un singur Dumnezeu adevărat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Înălățați-vă inimile la ceruri. Părinte Sfânt și Dumnezeu atotputernic, prin Fiul Tău, Iisus Hristos, pe care L-ai trimis în lume spre mântuirea noastră, prin moartea Lui s-a venit iertarea păcatelor și prin învierea Sa viața veșnică, prin El îi laudă slava Ta, cerurile și pământul Te preamăresc într-un singur glas. De aceea, împreună cu Sfinții Îngeri și Arhanghel, cu întreaga oștire a cerului, închinându-ne Ție, să Te preamărim fără încetare. Sunt plin de desfăluri, o să
fii Tu, Domn, al cerurilor și al pământului, pentru că ai milostivit asupra făpturilor pe care le-ai creat și ai trimis pe Fiul Tău, unul născut în firea noastră omenească, să poarte păcatele noastre, să fie Mântuitorul nostru. Cu bucurie și cu pocăință primind noi mântuirea câștigată pentru noi prin sacrificiul Duhului și Sângelului Lui pe cruce, adunându-ne numele și în amintirea Lui Iisus, Te implorăm, o Dumnezeule, să ne renoiești, să ne întărești cu cuvântul și cu Duhul Tău. Ajută-ne ca în mod credincios să mâncăm trupul, să bem sângele Său, după cum El ne poruncește să facem acest lucru într-o amintirea Sa. Te rugăm, adună-ne împreună de la marginea Pământului, pentru a sărbători împreună cu toți credincioșii sărbătoarea Nunții Mielului în Împărăția Sa, care nu are sfârșit. În mila Ta primește rugăciunile noastre, Doamne, și păstrează-ne în harul Tău. Doar pentru Tine, Tatăl nostru, să fie toată slavă, onoarea și închinarea, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, un singur Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnul nostru Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și oferind-o ucenicilor Săi, El a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți aceasta spre amintirea mea. Tot astfel, după cină, a luat potirul și oferindu-l ucenicilor Săi, El a zis: beți toți din el, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor, să faceți aceasta spre amintirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului nostru Iisus Hristos, până va veni El. Amin. Vino, Doamne Iisuse Hristoase! Domnul nostru Iisus Hristos, Singurul Fiul al lui Dumnezeu, prin faptul că ne oferi să mâncăm, să bem trupul și sângele Tău, Tu ne conduci să ne amintim, să mărturisim Sfintele Patrie și Sfânta Ta Cruce, binecuvântata Ta moarte, odihna Ta mormânt, întâlnirea Ta dintre cei morți, ridicarea Ta la ceruri și revenirea Ta, pentru judecata din zile de pe urmă, adu-ți aminte de noi împărăția Ta și învață-ne să ne rugăm zicând astfel: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și mărirea, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Pacea lui Dumnezeu să fie mereu cu voi.
Dă-ne pacea ta. Amin. Veniți, această masă sfântă este pregătită pentru voi.
sângele Domnului nostru Iisus Hristos să vă întărească pe toți în pe viața veșnică. Mergeți cu toții în pace. Amin. Amin.